Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele de aici? Cum ați aflat, practic, de ele? Domnul meu, nimeni nu mi-a spus. Am găsit pe internet. Deci, uitându-mă pe internet și mai ales că internetul are un fel al lui agresiv de a prezenta anumite informații, pe o iconiță, pur și simplu, am aflat de acest dezvoltator imobiliar și, din curiozitate, chiar am venit să văd, pentru că echipa era plecată în acea perioadă, în vacanță, în Spania. Și chiar din curiozitate am venit să văd despre ce este vorba și am putut urmări de la fundație și până la finisaje evoluția, da, vis-a-vis de arhitectură și construcție a unei locuințe și mi-a plăcut. Ce vă place la casă și la ansamblu cel mai mult? Îmi place o simplitate estetică. E simplă, dar e estetică. Eu, vorbind de modelul meu de casă, Luna 2, are 3 dormitoare, un living, 2 grupuri sanitare, un pod, ceea ce e foarte bine și foarte util. Bun, avem și niște minusuri, dar peste toate acestea, plusurile au fost cele care m-au convins, și anume simplitatea și estetica, utilul. Foarte frumoasă și foarte utilă. Din toate punctele de vedere. Ca suprafață, nici prea mare, nici prea mică. Într-un cuvânt... Prețul vi s-a părut ok? Prețul, da. Da, de ce? Eu am un motiv personal. În sensul că am vândut un apartament pe care am luat un preț, după care cu suma aceea am putut să cumpăr această casă, bun, suplimentând un pic. Și aici, sigur că da, a intervenit amabilitatea conducerii, administrației, care a putut să meșaloneze sub formă de rate lunare, fără dobândă, restul pe care am avut să-l plătesc, ceea ce nu este de neluat în considerație. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere!